România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Dacă vreți, emisiunea de astăzi este și un test de echilibru, pentru că mereu spunem că statul român este prost, poate cel mai prost uneori, dar astăzi un război a venit la granița noastră și am văzut câteva semne că lucrurile nu stau chiar așa rău. Eu o să spun una alta, da, și voi puteți să puneți la încercare spusele mele și o să vă dau și o ipoteză care aseară, când am pus-o pe Facebook, a stârnit valuri de indignare. Așadar, prieteni, să începem cu ce este sub ochii noștri, cea mai mare criză umanitară din istoria recentă a Europei. Sute de mii de oameni s-au repezit la granițele României doar cu bagajele în spinare. România a avut un răspuns rapid. Sunt corturi, DSU e la graniță, este un pic de organizare, avem o masă caldă, centre de primire a refugiaților, apartamente puse la dispoziție, inclusiv un site, dopomoha.ro, care înseamnă ajutor în ucraineană, un site care să îi ajute pe oameni. Oferim trenuri gratuite, asistență medicală, apoi sunt și lucruri pe care nu le vedem, cele care sunt legate de efortul militar. Nu le vedem, dar le simțim, nu? Știm că România oferă combustibil, arme și muniție, da? Sau că ele tranzidează dinspre aliați către Ucraina. Am văzut ieri că oferă și reparații unor echipamente militare ucrainene. Avem informații că ar asigura protecție cibernetică și că instrumente militare de aici pot supraveghea și pot vedea Ucraina. Rusia chiar ne bănuiește că găzduim avioane ucrainene, dar asta nu mai știm, e doar bănuiala lor. Cred însă că România arată ca un aliat de nădejde. De altfel, atitudinea noastră a atras atenția Rusiei, care ne-a trimis o amenințare fățișă. Și, după o perioadă de acalmie, pare că statul nostru a și reintrat în jocul diplomatic internațional. Vineri va fi aici Kamala Harris, vicepreședintele Statelor Unite, iar întâlnirile cu diversi oficiali sunt mai rapide și mai stabile. Mie îmi pare, cum spuneam, că, domnule, România asta pare că face treabă, dar voi o să judecați un pic mai bine decât mine. Astăzi a venit și un sondaj de la Inscop care zice, ia uite, domnule, că publicul receptează într-un fel ce se întâmplă. PNL revine ca al doilea partid al României, primul fiind PSD, aur a coborât și ar fi pe 3, spune sondajul. Și tot aici este timpul să vă supun gândirii o ipoteză. Știți, astă toamnă, când președintele Iohannis a forțat fără noimă o coaliție guvernamentală cu PSD. O coaliție care să aducă la putere cel mai mare partid din România, cel care stăpânește fluxuri administrative importante, fie ele oficiale, fie neoficiale. Și aici vreau să vă pun să vă gândiți. Este oare posibil ca președintele să fie avut informații despre posibilitatea unui război și să fi dorit ca PSD să vină la putere cu întreaga sa capacitate, că PSD are capacitate, da, sau să-l oprească să se radicalizeze alături de AUR, că există și asta o posibilitate. Cu un guvern PNL-USR, PSD ar fi fost un opozant foarte puternic. Așadar, poate și-a dorit domnul Iohannis un guvern puternic cu o grămadă de șubrezenii, desigur, și corupție destulă, că, na, ăsta e, cum să zic, tabietul la noi, dar are un guvern, poate cel mai puternic pe care putea să-l găsească în România. Zic doar, e o ipoteză, voi o să o cântăriți și, la oaltă, o să vedem care e capacitatea statului român în acest moment. Vă dau numărul de telefon și vă invit la dezbatere. 0372069599. Îl repet și pentru cei care sună întâia dată. 0372069599. Cum evaluați activitatea autorităților române în ultimele două săptămâni? Credeți că România răspunde corect la amenințarea Rusiei și la invazia Ucrainei? Este posibil ca guvernarea PNL-PSD să fi fost forțată de președintele Iohannis în perspectiva unui război? Adică, domnule, a gândit-o bine și din timp și n-am văzut-o noi? Trebuie să ne recunoaștem o greșeală, cumva? 0372069599. Sigur, vă aștept și cu evaluarea președintelui și a premierului și, mă rog, să spuneți tot ce vedeți în momentul ăsta despre cei care conduc țara. Asta mi se pare important.
Să nu uit, suntem și pe Facebook, mă uit și acolo printre mesaje, încerc să vă răspund și acolo să avem o discuție completă. Începem România în direct. Marius, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, bine v-am găsit și îmi pare rău că în contextul ăsta discutăm situațiile astea, dar asta este. Da, consider că președintele a știut oarecum de această, de fapt nu oarecum sigur, de această, acest război sau acțiune, cum îi spun rușii, acțiune militară organizată sau... Operațiune militară, da. Operațiune militară. Sunt convins, 99% sunt convins că a știut. Vezi faptul că numește premier un general. Da. Un om care poate să execute ordine, care știe ce trebuie să facă într-un teatru de război sau într-o eventualitate un război. Merg mai departe puțin. Vedeți și retragerea americană din Afganistan. De ce se retrasă așa repede? Ca să-i pregătească pentru următorul teatru, adică pentru situația din Ucraina. Eu nu m-am gândit niciodată așa. E o observație foarte bună, dar, în general, nu suntem obișnuiți ca această clasă politică din România să aibă competențe atât de înalte, să vadă atât de mult în timp. Te pomenești că or fi mai bun decât ne așteptăm noi? Nu vreau să merge până acolo, dar acolo la conducere, la cap, adică la președinție și la altceva. Nu vorbim de Senat și de Camera Deputaților și de Guvern. Acolo bănuiesc că altfel stau lucrurile din moment ce suntem în NATO. Și cineva trebuie să vorbească cu acei oficiali al NATO, nu? Mm-hmm. Nu o să vorbească doamna Dăncilă sau domnul care dintre ei, scuzați-mi. Adică nu vreau să fiu răutăcios, că nu am nicio problemă. Poți să fii și răutăcios astăzi, că de asta te-am chemat să evaluăm activitatea. Uite, eu m-am uitat pe Facebook și acolo a fost, domnule, lumea oripilată că domnul președinte Iohannis a stat pe niște PFL-uri în loc să stea în noroi. Că, înțelegi, un adevărat președinte iubitor de țară trebuie să intre cu bocanci în noroi. Și eu îl mai pișc pe domnul Iohannis când se duce la golf și intră în istoria României în loc să-și vadă de epidemie. Aș, sincer, nu m-a deranjat foarte tare chestia asta, da? Știi cum e? Oamenii au zis, domnule, ce cauți, domnule? De ce nu ești în noroi? De ce nu mănânci salam cu tăia? Problema mea alta, că autoritățile noastre, din păcate, nu reușesc să se reformeze sau să, nu știu, să se adapteze situațiilor ăsta și pandemia n-a dovedit treaba asta. Eu vin de undeva din mediul privat și asta mă doare, pentru că, de fapt, sunt două Românii la ora actuală, România privată și România de stat. Și alea sunt în antiteză mare, adică este extraordinar. Pe mine mă șochează, am 41 de ani și mă șochează și acum părerile lor și vis-a-vis de privatelor, adică a bugetarilor. Adică, practic, suntem inamici, într-un cuvânt. Mai are să vină războiul propriu și gata. Da. Propriu și gata. Ne-am și purtat ca inamici unii cu alții. Adică, exact. Ani de zile, discursul public a fost că, și în continuare e, că bugetarul câștigă mult și face puțin, ceea ce, pe ansamblu național, s-ar putea să fie adevărat în unele părți și cu totul neadevărat în altele părți, știi? Dar când se trage linia... Cum se trage linia? Dă-le o notă acum, hai să vedem. La final, ei văzut cum când o procedă. Când se trage linia, trage să linia, înțelegem, da, că fiecare sunt în slujba unuia pentru altul. Adică bugetarii sunt în slujba noastră, a privaților și a oamenilor. Și noi cotizăm ca ei să fie acolo. Nu, dar dă-mi o notă pentru activitatea lor din ultimele două săptămâni. Nu știu, nu e greu să evaluez, pentru că nu am timp să urmăresc, nu știu. Dar nu cred că ar fi o notă de trecere. N-ar fi o notă de trecere. Foarte interesant ce spui. N-ar fi o notă de trecere. M-ai pus pe gânduri. Mulțumesc tare mult, Marius. Pe 27 februarie, guvernul anunță că trimite a doua tranșă de ajutare în Ucraina. Combustibil, veste antiglonți, căști, muniții, echipamente militare, alimente, apă, medicamente, în valoare de 3 milioane de euro. Pe 5 martie, premierul Ciucă anunță așa: totalul cheltuielilor pe care țara noastră l-a făcut până în acest moment de la începerea conflictului din Ucraina este de aproximativ 10.200.000 de euro. Am discutat cu toate ministerele de linie, astfel încât săptămâna viitoare, deci aceasta, să putem să înaintăm documentele la Bruxelles pentru începerea decontărilor. Da, pare că se întâmplă ceva, totuși, în România. Daniel, salutare! Astăzi evaluăm activitatea autorităților române. Da, acum te aud. Salut! Bună, Cătălin! Nu știu, sunt pus așa într-o dilemă în tot ceea ce
înseamnă guvernul României și tot ceea ce se vede de fațadă. Tind să mă repet și la ceea ce a spus și antivorbitorul meu din Arbarius. Dar să începem cu începutul legat de guvernul României și de așa, clasa politică a României. Eu cred că au fost împinși într-un fel de la spate să nu se facă de rușine de poporul român. Eu cred că poporul român a avut prima inițiativă, oamenii simpli care au fost la graniță și au ajutat refugiații. Și pe urmă a venit propriu-zis clasa politică. Doar așa. Să fim și noi acolo, într-adevăr, să dăm o mână de ajutor, tot respectul și pentru clasa politică, care totuși, până la urmă, cât de cât s-a focusat pe problema refugiaților. Dar nu cred. Cred că toată această ambiguitate în care ne aflăm legat de refugiați, să nu uităm săptămâna trecută, doar a fost o problemă legat de refugiați cu transportul, cu CFR, da, Călător și așa mai departe. S-a rezolvat? S-a rezolvat. Nașul. Sunt trenuri gratuite acum, hai să spunem cinstit. Sunt trenuri, da. Săptămâna trecută, da, într-adevăr, au fost luați prin surprindere, ca noi toți de altfel. Dar vreau să spun că, sincer, nu cred că au fost pregătiți pentru refugiați. Au fost luați prin surprindere, ca noi toți de altfel, dar spun încă o dată, nu pot să le dau o notă de trecere atât guvernanților, cât și clase politice. Cred că poporul român a fost cel care a inițiat toată această problemă a refugiaților. Ei au fost în prima linie, să spunem așa. Dom'le, sunt oameni care fac lucruri admirabile, da? Ștefan Mandachi de la Suceava, organizații neguvernamentale, oameni simpli pe care nu-i știm și, mă rog, nu știm să le dăm numele, dar trebuie să le mulțumim. Da? Acum, cum să zic, nu știu care erau așteptările, adică de ce zici că ăștia au fost slabi? Pentru că văd acolo DSU, l-am văzut pe fostul purtător de cuvânt al președinției, Bogdan Oprea, care e voluntar la Smurd, că și-a pus uniforma pe el, că a fost acolo în graniță, că au fost chemați voluntari. Mă uit la primarul de la Brașov, că a făcut un centru extraordinar. Galațiu, ca să zic și din partea aia altă politică, are 3 centre de primire refugiați acolo. Știu că lucrurile în vamă la Isaccea merg binișor. Adică, la ce te așteptai? Aici, la București, primarul face un centru de 2000 de oameni de primire. Cum vezi lucrurile? În sensul că ei știau toate lucrurile acestea. Bine, știau cu siguranță și clasa politică de la noi de ceea ce se va întâmpla, că va urma într-un fel sau altul războiul. Poate în proporție mai mică sau mai mare. Dar ei trebuiau să aceste pregătiri să fie făcute dinainte. Nu să vină cetățeanul de rând să meargă el cu ajutoare. Tot respectul încă o dată și toată stima pentru acei oameni care fac acest lucru în continuare. Dar ei trebuiau să fie pregătiți, să fie deja la graniță, să fie deja pregătiți. Ei să fie fost linia întâi. Nu cetățeanul de rând, nu omul de rând. Noi avem așteptări de la clasa politică, nu de la, și de la oamenii de rând. Fiindcă, până la urmă, noi facem poporul ăsta român. Ai văzut? Clasa politică trebuia să fie acolo. Ea trebuia să fie un exemplu pentru poporul român. Crezi? Nu poporul român să fie un exemplu pentru clasa politică. Dom'le, eu cred invers. Sincer, eu cred că poporul întotdeauna trebuie să fie exemplu și să-i ceară clasei politice. Eu nu cred în absolut. În vremurile în care trăim, în momentul de față, încercăm să ne punem totuși, dacă eu am încredere într-un fel, într-o proporție mai mică sau mai mare de cel de lângă mine, dar trebuie să am încredere și în clasa politică. Ei, prin tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, trebuia să dea... Și acum, acum nu se construiește deloc un moment de încredere, nu? Adică, din tot ce ai văzut, mai rău ți-a făcut la încredere. Nu neapărat când nu mi-a dat o notă de speranță. Adică, să cred într-adevăr că... Am înțeles. Clasa politică e cea pe care ne-o dorim să ne conducă în continuare.
Dom'le, da, ai dreptate aici. Nu e clasa politică pe care ne-o dorim, dar eu prin ea văd crâmpeie de lucruri bune. Am văzut oameni care au sărit în ajutor, am văzut oameni care s-au mișcat repede, am văzut oameni cu proiecte legislative. Sigur am văzut și șmecheriile cu plagiatul, știți că au vrut să dea o amnistie la plagiatori, asta au băgat-o băieții acolo în Parlament și s-a prins USR-ul, că trebuie să vă așteptați și la chestiunea asta. Și, sigur, acum trebuie să recunosc surpriza mea că, uitându-mă în trecut acum, când eram foarte nervos pe președintele Iohannis că nu ne-a explicat de ce vrea o alianță PNL-PSD, astăzi pare să-i fi găsit măcar un rost la alianța asta, da? Poate mă înșel eu, poate a fost doar cine știe. Mihai, salutare, cum vezi lucrul ăsta? Alo, salutare! Salut! Aș vrea să încep cu ce a zis antevorbitorul, parcă Marius, da, legat de președinte, că ar fi știut dinainte că o să-i cunoască un război. Doar el a știut, adică alte state nu au știut să se pregătească în legătură cu asta. Mă refer la expoziția de prețuri, care o vedem cu toții, la resurse de gaz, la toate lucrurile astea. Adică dar nimeni nu se poate pregăti pentru asta. Adică, hai să fim sinceri, când vine un fenomen de ăsta inflaționist uriaș, care cuprinde întreaga planetă, adică este inflație din America până în Japonia, nu te poți pregăti pentru treaba asta, nu? Adică, bun, poți să iei niște măsuri, dar măsurile sunt diferite în diverse state. Dar e un șoc pe care îl resimte toată lumea. Nu știu cum am făcut eu azi apărătorul guvernului. Stați că o să fac și o emisiune în care mă enervează. Da. Vreau să, în legătură cu ce au, nu cu refugiații, refugiații, na, lumea a ajutat cât a putut. Mă refer la guvernă, în legătură cu ce au vrut să facă cu diplomația cu Rusia, adică ne-am păstrat într-o situație delicată, zic eu, față de Rusia, noi care suntem aproape de ei. Da. Adică mă uit la Ungaria, la Polonia, au o poziție puțin diferită față de noastră. Nu știu dacă e momentul să... Ungaria, Polonia nu. Polonia își arată mușchii destul de tare, mult mai tare decât România și mult, mult mai tare am decât văzut, Ungaria. Am văzut astăzi legat de acele avioane, că pot să le trimită în Germania și apoi să plece din Germania către... Da, aia asemănă așa, în parte, ca o declarație de război. Asta zic, Polonia se agită mult mai tare decât România. Zici că a fost o mișcare proastă a guvernului, că se pune într-o situație dificilă față de Rusia? Da, adică totuși suntem destul de aproape de ei, că de asta și panica asta în jurul populației, cu cozi la pașapoarte, cozi la schimbul valutare. Totuși, și cum crezi că și din prisma asta... Cum crezi că ar fi trebuit să ne comportăm? Păi un pic mai neutru, adică da, ajutăm refugiații, da, trebuie să-i ajutăm, că sunt vecinii noștri, dar nu cu ajutoare militare, cu armament, cu lucrurile astea. Adică nu cred că noi suntem în măsură să ne implicăm noi cu ajutoare de echipamente și de... Era mai bine acestea. Dacă îi lăsam pe oamenii ăia de izbeliște, păream un stat mai bun? Nu mă refer la să-i lăsăm de izbeliște. Adică mă refer la... Nu noi. Trebuiau, de exemplu, America, da? Care e o forță. Ei trebuiau să acorde sprijin cel mai mult sau țările mai puternice, Germania, Franța, să acorde sprijin de echipamente și de ce au nevoie acolo, nu România. Dar dacă procedam așa ca tine, cum spui tu, când o să vină Rusia peste noi, mă rog, dacă o să vină, te aștepți să ne ajute cineva? Te-ai fi așteptat să ne ajute cineva? Sincer, greu de spus. Sau credeai că Rusia ne va ierta dacă stăm cu minți la locul nostru, nu ne băgăm, Rusia nu ne vede, nu ne amenință și n-are nimic cu noi? Noi, mă refer la faptul că de aici, de ce au făcut guvernanții, poate să escaladeze un conflict, hai că să aibă un început de conflict din cauza asta. Pentru că au fost cu acele avioane care au zburat, cum au zis rușii, că... Da, rușii susțin chestia România. Asta că pleacă avioane din România. Nu e improbabil. Hai să spunem cinstit, nu e improbabil. Dar, hai să-ți spun ce cred eu. Eu zic așa,
că noi un conflict deoarece natură tot o să avem cu Rusia. În Rusia nu poți să ai încredere și pe Rusia nu poți să o tratezi ca pe băiatul bun, pentru că ea nu te va trata niciodată în pace. Adică chiar dacă tu stai liniștit astăzi și nu ajuți pe cineva în nevoie, nu înseamnă că Rusia nu va veni peste tine. Din potrivă, ea vine în fiecare zi și te atacă cu partide extremiste, cu propagandă, cu minciuni, cu chestiuni economice, cu o parte din inflația pe care o trăim astăzi. Rusia nu e un cetățean prietenos cu care neutralitatea îți va asigura ceva. Asta e părerea mea. Eu așa văd lucrurile. Acum? Da, eu aș crede că o implicare a altor țări mai puternice ca noi ar fi benefică în acest conflict și mai puțin a noastră, pentru că nu știu dacă avem cu ce. Dom'le, da, e adevărat, mulțumesc. Nu avem o armată, ne spulberă rușii, nu? Probabil că putem să opunem și noi o rezistență vreme de câteva zile, da. Nu avem o armată comparabilă, dar avem aliați. Asta fac aliații. De asta sunt americanii aici, francezii, sigur, la nivel simbolic. Dar dacă lucrurile se complică, înțelegerea noastră spune că ei vor veni aici în număr mare, alături de alte armate. Ajutorul pe care ni-l dăm este, dacă vreți, pentru a menține democrația așa cum este ea. Poate inițiem la un moment dat o discuție, pentru că Ucraina e un teritoriu de luptă mult mai mare, nu e doar războiul pe câteva orașe, e războiul pe un mod de a vedea lumea. E un război, dacă vreți, al democrațiilor liberale, așa cum le cunoaștem noi, cu un autoritarism care ar vrea să se extindă și asupra zonei noastre. Paul, ești la România în direct, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua și ție și ascultătorilor tăi. Am ascultat și ce s-a spus înainte și părerile, cum se vede, de obicei sunt împărțite. Așa și vreau. Eu, în ce privește însă clar viziunea sau premoniția, să zic așa, a președintelui nostru, lasă-mă să fiu foarte sceptic. De ce? Și cred că îi acordăm mult prea multe, lui ca persoană, în general politicienilor noștri. Pentru că dacă ar fi fost așa, chestia asta e în contradicție cu reacția pe care au avut-o autoritățile în momentul în care au început să vină emigranți, mă rog, refugiații din Ucraina. Ar fi trebuit să miște mult înaintea populației și a ONG-urilor, dacă știau ceva cu adevărat. Deci eu nu cred că au știut, ci pur și simplu a fost o nimereală, vreau să scape de un partid care devenise incomod. Și ăsta era jocul cel mai bun de care aveau nevoie. N-are nicio legătură cu războiul, decizia din octombrie sau când a fost în septembrie. Dar știi că în septembrie, chiar atunci în septembrie-octombrie, la granița Ucrainei începeau să se adune trupele rusești. Este chiar imposibil ca autoritățile americane... Cred că ține de teoria conspirației, dacă vrei. Da? Cred că ține de teoria conspirației mai repede decât de realitate. E pe undeva ca interpretarea caterinilor Nostradamus, da, după ce s-au întâmplat. Nu cumva este poate doar dorința noastră de a nu da niciodată credit unora pe care îi vedem ca proști, corupți, slabi de fiecare dată? Nu. E, chiar de data asta recunosc că trebuie cumva dat cezarului cel cezarului, cum s-ar spune, și anume faptul că totuși s-au mișcat și au ajuns să preia cumva inițiativa pe partea asta de ajutorarea celor care vin din Ucraina. Poate că undeva e și norocul nostru că 90% din cei care vin pleacă, nu rămân aici, cum se întâmplă până alte părți. Nu 90, dar, 50. Cum? 50%. 50%. Bun, deci foarte multă lume are rude prin alte părți și se duc către vestul Europei. Deci acolo se vor aduna, să zic, un număr mai mare de persoane care vor avea sau nu nevoie de ajutor, în funcție de ce posibilități de familiare au acolo. Dar s-au mișcat și pentru asta trebuie într-adevăr dat, cum să zic, o notă pozitivă. Faptul că au venit cu soluțiile, cu gratuitatea pe tren, cu gratuitatea pentru serviciile medicale, adică sunt niște lucruri care nu se puteau face de către altcineva decât de către guvern. Dar ajutorul militar dat Ucrainei? Eu cred că ajutorul militar pe care îl dăm noi este mult prea insignifiant. Să nu uităm un lucru, că industria noastră militară e la pământ. Deci țara noastră mai produce poate cartușe. Să nu crezi că le dăm arme de la noi, să nu ne înșelăm, nu. Noi suntem parte dintr-un pod aerian care are echipamente. Una este să fii
țară de tranzit și alta este să fii țară producătoare. Deci noi suntem, da, țară de tranzit, inevitabil, pentru că geografic suntem aici. Dar același lucru e valabil și pentru Polonia. Dar același lucru nu e valabil pentru Ungaria. Asta spun. Faptul că ungurii au refuzat chestia asta ține de legătura mult mai personală și mai, cum să zic, de la autoritar la autoritar între Orban și Putin. Putin. El depinde de Putin 99% în ce privește gazul. Noi depindem doar 30%. Da. Să nu uităm nici chestia asta. Deci una peste alta... Și Orban istoric, istoric a fost totdeauna aproape de Putin. Chiar dacă nu recunoști, Paul, meritul politic de a vedea așa... peste luni de zile, zici că totuși de la tine ai fi primul pe aici care ar da o mică notă de trecere acestui guvern și guvernului pentru, meu, cum pentru, se cheamă. Pentru ceea ce înseamnă ajutorarea refugiaților din Ucraina, da. Pentru restul avem destule de spus și pentru că s-a mai ridicat la un moment dat și povestea asta cu inflația și cu... și asta, cred că, asta nu cred că are legătură și ea va fi doar accentuată de războiul din Ucraina. Ea este o lacună mai veche a europenilor legată de trecerea la energia verde. Pregătește-te pentru mâine, mâine-i joi, nu? Da. Vine la noi profesorul Cristian Păun și mâine discutăm despre inflație, prețuri, pregătire, puteți să-i puneți ce întrebări doriți și de astea de... Dacă o să am timp. Dacă o să am timp, cu drag. Da, mulțumesc tare, tare mult, Paul. Asta e invitația pentru toată lumea. Mâine ne organizăm financiar pe persoană fizică, cum s-ar spune. Ce facem, oameni buni? Când prețurile sunt foarte mari, când războiul bate la ușă, când, știu eu, inflația crește în toate părțile, noi cum ne pregătim? Am văzut că multă lume cumpără euro și îi aduce acasă. E asta o idee foarte bună și dacă da, de ce? Eu am îndoieli, da, mă rog. Mâine cu specialiști. Andreea, salutare, ești la România în direct. Astăzi, note de trecere sau nu pentru domnul Iohannis și guvernul meu, cum s-ar spune? Eu văd că toată partea asta cu clasa politică se poate împărți în două. Este nivelul local și asta ai spus și tu mai devreme. Eu, de exemplu, sunt din Brașov și aici pot să spun că tind spre un 10 absolut, pentru că și primarul și viceprimarul ei s-au implicat și înainte în campanii și acum chiar avem o platformă foarte funcțională în care se pot înscrie voluntar pe toată gama de servicii, de la luat persoane acasă, la haine, la mâncare, la absolut tot. Deci mi se pare o organizare excepțională aici și cred că asta era o chestie care ar putea fi extinsă la nivel național dacă s-ar dori. Iar în ceea ce privește nivelul național al clasei politice, acolo nu cred că tindem nici spre 3. Ia să dacă, vedem. Așa cu optimism. Ia să vedem. Pentru că, deci mie e șocant, mie de la început mi s-a părut când a început războiul că ce prost ne-a prins cu o clasă politică de oameni atât de slab pregătiți în orice domeniu. Adevărat. Iar declarația domnului Câțu de astăzi, când a fost întrebat despre prețul benzinei și el a spus că nu va interveni, mi se pare șocantă. Deci asta este modul unde trebuie să acționeze ei ca clasă politică. Deci panica este maximă. Lumea se așteaptă să se ajungă în curând la 10 lei pe litru de motorină. Am înțeles că deja sunt restricții în ceea ce privește alimentările pentru camioane, pentru firmele de transport. În condițiile astea o să înceapă să apară și lipsuri în magazine. Lumea se va panica. Iar aici este unde trebuie să intervină guvernul, ca să arate că nu, domne, totul este sub control, încercăm să întreprindem niște măsuri ca să ținem prețurile la un nivel din astea, să nu panicăm cu totul lumea. Dar adică știi de ce nu poate să intervină guvernul, nu? Adică știi de ce nu poate, că el mai are la dispoziție în privința benzinei două măsuri, să reducă TVA și să mai reducă din accize pe care tocmai le-a mărit în ianuarie. Dar nu poate pentru că are de finanțat niște cheltuieli uriașe, fie că e vorba de cheltuieli de război, fie de vorba de cheltuieli bugetare în perioada asta, că n-ai făcut reformă la stat și că ai de plătit o grămadă de pensii și de fapt guvernul ia bani de la populație și pentru că se împrumută la niște prețuri astronomice cele mai mari de pe aici, din estul Europei. De asta nu poate să facă. De aici rezultă că ei de fapt nu au anticipat absolut nimic. Deci în momentul în care tu pe partea asta trebuia să lucrezi, să anticipezi. Adică deja
populația va fi total bulversată, este oricum bulversată de război, prețurile acestea vor șoca și mai tare și atunci ce ai anticipat? N-ai anticipat nimic. De asta vă zic că nu se poate ca să dăm o notă de trecere domnului Iohannis sau guvernului, pentru că ei pe asta trebuia să lucreze. Acolo aveau de lucrat. Da. Mulțumesc tare mult, Andreea. Da. Ești prost și de data asta guvernanții noștri. Adrian, salutare! Bine ai venit la România în direct. Bună! M-auziți, da? Da, 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 te ascultăm. E prima oară când intru în direct și nu știu cum funcționează chestia asta, dar am prins, aș vrea să punctez două chestiuni care s-au zis aici. Una poate mai scurtă, și anume că știa Iohannis și ceilalți că de aia s-a făcut schimbarea de guvern și de orientare politică, să zic așa, de componentă politică a coaliției. Mă îndoiesc, sincer, că s-a întâmplat asta, pentru că de ce l-am avea pe Vasile Dâncu, ministru al apărării, care singurul lucru al lui comun cu armata e că a făcut armata și atât. Adică nu are experiență în domeniul ăla. Dar noi punem civile acolo, să știi. Adică, cu excepția domnului general Ciucă, singurul militar de carieră pe acolo, noi punem civile. Asta e regula în România din totdeauna, să punem un civil acolo. De acord, dar totuși trebuie să aibă totuși o oarecare tangență, nu știu, cu domeniul ăsta. El nu o are. E domnul, cred că e sociolog, nu știu în ce domeniu a terminat, dar nu e deloc în direcția respectivă. Adică asta aș dezminti eu din prima, aș demonta-o din prima, că s-a făcut totuși timp dinainte. Mă tem că acolo a fost o chestiune legată de justiție și alte schimbări ale procurorilor și așa mai departe. Și în fine, nu e asta subiect. Asta, acum, că asta rezolvă enorm de multe probleme. Nu rămânem doar cu... Ea a rezolvat foarte multe probleme. Sigur, a fost și justiție, sigur și o reîmpărțire de funcții. Bun, am rezolvat-o. Da. Corect. Dar nu, deci în direcția în care că Iohannis ar fi știut și toate chestiunile astea, asta se leagă și de al doilea punct pe care vreau să-l fac, și anume că CSAT-ul s-a convocat la 4 zile după ce a început conflictul, sau marți, nu mai știu, da. Vineri cred că a început conflictul și CSAT-ul a fost marți. Adică, joi, ok. Început și marți. Da, corect. Și mai multe zile atunci. Și eu știu din lucrurile care s-au întâmplat la nivel local, județean aș zice, nu s-au putut întruni nici comitetele de urgență la nivel județean, pentru că nu a existat acel CSAT care să dea anumite atribuții sau directive. Acum nu știu dacă a fost și județul din care sunt eu, a fost o chestie că nu s-a descurcat perfect în direcția asta, sau asta a fost scuza, dar în orice caz foarte, foarte întârziată reacția, mai ales dacă știa dinainte, ca să ne întoarcem la subiectul ăsta. Și implicit tot ce s-a întâmplat după aceea a fost și este un efort lăudabil al societății civile, al oamenilor simpli care s-au implicat și au făcut să nu devină un dezastru toată această mișcare a oamenilor din Ucraina către noi. Și asta a ajutat foarte mult. Noroc că mai este și domnul Arafat pe acolo și mai ține lucrurile sub control, din ce am înțeles de la cunoștințe care au trecut pe acolo și cât era cel puțin de dezorganizat acum câteva zile. Lucrezi în administrație? Adică văd că ne povestești. Am cunoștințe în administrație prin diferite circumstanțe și am mai auzit lucruri legate de lucrul ăsta. Aici aș vrea să mai punctez unul, dacă tot ai întrebat, și anume că primarii și din efortul multor primari, chiar și de acolo din zonă, s-a făcut ca lucrurile să arate cât de cât ok. Dar din ce am înțeles de la unii din ei, că n-au existat nici măcar ordonanță de urgență necesară de modificarea modului cum se pot deconta cheltuielile. Practic, tu ca să poți să cheltui bani din zona de primărie, trebuie să ai o rectificare bugetară, pentru că nu și-a trecut nimeni în buget chestia asta de întrajutorare și alte cheltuieli care apar acolo. Lucru care iarăși nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla. Adică ei fac din efortul lor de oameni buni și gospodari buni, dar nu au niciun fel de suport din partea guvernului, n-au avut până acum, cel puțin. Da. Și, foarte interesant observația asta, pentru că, într-adevăr, dacă erau pregătiți sau ar fi trebuit să fie pregătiți, aceste documente puteau să fie neemise, dar ținute la sertar. O întreagă arhitectură legislativă. Măcar să fie pregătite, scrise, da. Și doar să le dea drumul să le aprobe, adică nu, exact. Nu există, nici măcar în direcția asta, încă cred că se lucrează la ele. Și ultimul aspect e că Republica Moldova, care
E o țară mult mai săracă decât noi, cu o populație și cu o administrație, poate zicem noi, mai puțin pregătită, se descurcă cu un număr poate triplu decât noi de refugiați, mult mai bine. Adică colegi care mi-au povestit ce se întâmplă acolo, e că sunt mult mai organizați și cu un număr mult mai mare și clar cu mult mai puține resurse decât noi. Deci, concluzia e că statul central, în ceea ce privește guvernul și administrația centrală, a făcut o, nu știu cum să spun frumos, dar nu s-a descurcat în criza actuală și doar efortul unor anumiți oameni face ca lucrul acesta să nu devină practic un dezastru pentru noi în ceea ce privește organizarea. Mulțumesc. În ceea ce privește local, cred că acolo s-a făcut diferența și asta face în continuare diferența, adică știu de tiruri trimise de localități către Ucraina, către zona din Ucraina de după graniță, că la graniță, după graniță sunt suficiente lucruri, dar oamenii din Ucraina au nevoie și au lipsuri multe. Foarte interesante observațiile tale. Mulțumesc pentru ele. Asta completează imaginea pe care o avem noi în acest moment. Andrei, ești la România în direct. Salutare! Alo, m-au zis? Ai văzut că mai devreme nu a fost o notă de trecere. Aștept de la tine să văd ce ne spui. Cum evaluezi? Chiar asta vreau să spun, că totuși eu am o notă de trecere pentru guvernul nostru, având în vedere că am avut așa de multe exemple negative de-a lungul timpului, în ultimii, hai să spunem, 5-6 ani. Cu toate acestea, indiferent că este într-adevăr o situație de criză, probabil pentru noi ne mai întâlnită, cel puțin pentru societatea modernă, însă, cu toate acestea, în primul rând este de apreciat efortul personal oamenilor și aici chiar nu avem cum să negăm și faptul că ei au preluat inițiativa, exemple concrete, oameni care de dinainte să înceapă primul val de refugiați erau, așteptau rude sau cunoștințe din Ucraina la graniță, dar cu toate acestea, statul, chiar dacă a fost obligat prin definiția lui, totuși mi s-a părut prin comparație că s-a mișcat mult mai bine și a fost mult mai reactiv și a colaborat mult mai bine cu omul de rând, cu oamenii, cu populația. Și sper ca prin toată situația aceasta, toată problema cu Ucraina și cu războiul, statul să înțeleagă că, statul român, să înțeleagă că cei mai impactați oameni sunt oamenii de rând și primii care au ieșit în ajutorarea altor oameni de altă naționalitate au fost tot oamenii de rând. Sper ca politicienii care au luat parte la toate demersurile și sunt voluntari actualmente să fie cumva mânați de nota aceasta sentimentală și emoțională pe care o creează cu războiul sau potențialul război din Europa, sperăm că nu, și totuși vor gestiona mult mai bine în viitor interacțiunea între stat și populația de rând. Dar ar sper să fac cel puțin pentru mine, ca un tânăr de 26 de ani și care încă speră și crede în țara asta, că acesta ar fi un prim pas spre a normaliza o legătură mai corectă, mai dreaptă, mai transparentă și mai rapidă între stat și populație. Pentru că, caz concret, de exemplu, în zona Vaslui s-au cerut la un moment dat erau nevoie de două tiruri de transport pentru Ucraina, pentru refugiați, și totuși nu s-a putut realiza acel lucru în momentul respectiv, pentru că nu era un temei legal. Mulțumesc tare mult, pentru că nu era temei legal. Rețineți vorba asta. Temeiul legal este, domnule, cheia de boltă a statului român. Și așa ar trebui să fie, numai că uneori în numele lui sunt date foarte multe lucruri la o parte. Ce ar fi bine să înțelegem după discuția de astăzi este că în nenorocirea asta care a început, suntem împreună. Și cred că se fac eforturi mari să reușim sau să trecem peste asta. Nevolnică și proastă și coruptă, așa cum a fost clasa noastră politică sau cum este ea, în ultimii ani tot nouă ne revine, cum să spun, obligația de a împinge de la spate ca să reușească în numele nostru, și asta facem zi de zi și aici. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie, spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.